Istoria împărăției lui Iuda de la dezbinare până la robie. Capitolul 10. Dezbinarea împărăției. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon și s-a întors din Egipt. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El le-a zis, întoarceți-vă la mine după trei zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fusese tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei: Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă îi vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie. Dar, Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care îl înconjurau. El le-a zis: ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care mi vorbește astfel? Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el. Așa să vorbești poporului acestuia care ți-a vorbit așa. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-n să le vorbești așa. Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu. Tatăl meu va a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul, Întoarceți-vă la mine peste trei zile. Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor și le-a vorbit așa după sfatul tinerilor. Tatăl meu va îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult. Tatăl meu va pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci așa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului, pe care îl spusese domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului. Ce parte avem noi cu David? Noi nu avem nicio moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele, acum veziți de casă, Davide. Și tot Israelul s-a dus în corturile lui. Copiii lui Israel, care locuiau în cetățile lui Iuda, au fost singurii peste care a domnit Roboam. Atunci împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit și s-a suit într-un car ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. Capitolul 11. Măsurile luate de Roboam Roboam, venind la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin, 180.000 de oameni de frunte, buni pentru război, ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. Dar cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Shemaia, omul lui Dumnezeu. Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda și întregului Israel din Iuda și din Beniamin, și spune Așa vorbește Domnul: să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăți întărite în Iuda. A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gat, Mareșa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeca, Zoria, Ayalon și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin și a făcut din ele niște cetăți întărite. Le-a întărit, a pus în ele capitani și magazii de bucate, de unt de lemn și vin. A pus în fiecare din aceste cetăți scuturi și sulițe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. Preoții și leviții, care se aflau în tot Israelul, și-au părăsit locuințele și s-au dus la el, căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Ieroboam a pus preoți pentru înălțimile, pentru țapii și pentru viței pe care îi făcuse. Aceia din toate semințiile lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani: căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Nevestele și copiii lui Roboam. Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. Ea i-a născut fii pe Euș, Shemaria și Zaham. După ea a luat pe Maaca, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Shelomit. Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și țiitoarele lui căci a avut 18 neveste și 60 de țiitoare și a născut 28 de fii și 60 de fete. Roboam a dat cel din tâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus căpetenie peste frații lui, căci voia să-l facă împărat. El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toți fiii săi în toate ținuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetățile întărite. Le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulțime de neveste. Capitolul 12. Năvălirea lui Șișac Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. În al cincilea an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. Avea 1200 de care și 60.000 de, de călăreți. Și împreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni, suchieni și etiopieni. A luat cetățile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. Atunci prorocul Shemaia s-a dus la Roboam și la căpetenile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Shishak și le-a zis, Așa vorbește Domnul, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Shishak." Căpeteniile lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia. S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin șișac. Dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împărățiilor altor țări. Șiac, Împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat visteriile Casei Domnului și visteriile Casei Împăratului. A luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpetenilor alergătorilor care păzeau intrarea Casei Împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Pentru că Roboam se smerise, domnul și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea 41 de ani când a ajuns împărat și a domnit 17 ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate semințiile lui Israel ca să-și pună numele în ea. Mama sa se numea Naama, Amonita. El a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Faptele lui Roboam, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Shemaia și a prorocului Ido, în cărțile spițelor de neam? Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. Roboam a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său, Abia. Capitolul 13. Abia, împăratul lui Iuda. În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia, fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. Abia a început lupta cu o oastă de războinici viteji, 400 de mii de oameni aleși și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de, de oameni aleși, războinici viteji. De pe vârful muntelui Țemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, abia s-a sculat și a zis, Ascultă-mă, Ieroboame, și tot Israelul! Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca?" Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. Niște oameni de nimic, oamenii răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David. Și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Ieroboam, ca Dumnezei. N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiilor lui Aaron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și șapte berbeci ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron și leviții stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții Lui sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem trâmbițele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai Lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Ieroboam i-a luat pe dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoi al lor. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și al lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și 500 de mii de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Abia a urmărit pe Ieroboam și a luat cetăți. Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul cu satele lui. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Dar Abia a ajuns puternic. A avut 14 neveste și a născut 22 de fii și 16 fete. Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido.